ocazii, doamnelor și domnilor, ne dăm seama încă o dată de parcă nu ar fi de ajuns, că toate studiile, toate cercetările arată că poți muri din cauza poluării. Nu e o vorbă în vânt. Iar acum avem și date noi care confirmă proporțiile dezastrului, deși, repet, se știa deja că e o problemă. Poluarea cu particule fine a adus la moartea cel puțin 200.000 de persoane în Uniunea Europeană, doar într-un an, arată un studiu făcut de Agenția Europeană de Mediu. Studiul vizează anul 2020, care și așa a fost marcat de o reducere drastică a transporturilor, pentru că peste tot în lume am avut carantină. Raportul Agenției Europene de Mediu arată că poluarea are un impact major asupra sănătății populației europene, mai ales în zonele urbane. Aproximativ 96% din populația urbană este expusă la niveluri peste cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Cât despre București, aici s-au înregistrat valori de 25 de ori mai mari față de cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele mai afectate zone sunt cele aflate la periferia orașului, dar nu numai, că aerul circulă peste tot. Și chiar în această săptămână, Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat că a trecut un amendament prin care, ce să vezi, la propunerea actualului șef al Gărzii de Mediu, au fost dezincriminate arderile ilegale și îngropările ilegale de deșeuri. Așadar, pentru viitor, să ne așteptăm la ceva bun? În niciun caz. Vedem materialul pregătit de colegi, inclusiv cu explicațiile din partea lui Octavian Berceanu de ieri seară, de aici, de pe B1 TV, și apoi comentăm, discutăm și despre impactul asupra sănătății. Nu avem nicio definiție a acestui termen neglijabil. Folosind acest amendament, de fapt, am dat o portiță imensă celor care vor solicita în instanță să fie dovedită faptul că au ars o cantitate neglijabilă sau că ceea ce au ars ei nu a produs sau nu a produs pagube de mediu sau de sănătate. Ori nici măcar nu avem studii referitoare la pagubele de sănătate și de mediu pe care le produc aceste arderi legale. Ce îmi trezește suspiciuni vis-a-vis de siguranța cetățeanului și modul în care instituția statului care asigură control este penetrată de aceste interese este faptul că demersul vine chiar de la șefii Gărzii de Mediu. Fostul comisar general e de părere că acest amendament vine chiar în ajutorul celor care comit aceste tipuri de infracțiuni. Este o portiță de scăpare pentru infracțiunile de mediu, pentru infractorii, de fapt, care comit infracțiuni de mediu. Și dacă ne uităm un pic în istoric, România are foarte, foarte multe decese la activ în fiecare an, de ordinul zecilor de mii, generate, cauzate de poluarea foarte puternică a aerului. Iar această industrie e una care produce extrem de mulți bani, chiar dacă pune în pericol viețile cetățenilor. Orice avem aici, avem o crimă organizată care începe de la Constanța, se termină la Arad și Timișoara, care produce foarte mulți bani din toate cablurile posibile, din programele Rabla, din schimbările de cabluri de la rețele de înaltă tensiune, din dezmembrări de autoturisme. Berceanu susține că prin astfel de infracțiuni, cei care comit arderile ilegale pot obține și câteva zeci de mii de euro în doar câteva ore. Astfel rămâne de văzut că amendamentul va trece de votul Parlamentului și dacă va intra în vigoare. Vă prezint invitații cu care comentăm pe această temă. Alături de mine în platou este doctorul Radu Țincu, este toxicolog, aceasta este specializarea dumneavoastră, chiar dacă de foarte multe ori lucrând la secția de ATI vorbiți și despre situația de acolo. Iar în legătură telefonică directă cu noi este și vicepreședintele COCIVICA, Dan Trifule. Mulțumesc foarte mult amândurora că au acceptat invitația noastră. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumesc foarte mult, domnule Trifu. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule doctor. Continuă să deranjeze Octavian Berceanu spunând adevăruri. Și adevărul este că, dincolo de orice interes, dincolo de orice șpagă sau afacere bănoasă în care ar fi probabil implicat și statul, din câte spune domnul Berceanu, dincolo de asta, nu putem să vorbim de un privilegiu. Aerul este pentru toată lumea. Iar aerul împuțit din România, în special din București, aduce oameni la spital, nu? Bună ziua, în primul rând, mulțumesc și eu de invitație. Sigur că aerul e un bun pe care îl respirăm cu toții. Pentru mine este un paradox cum anumite fracțiuni din societate, în special decidenții, cred că pot scăpa de otrăvirea aerului. Da.
aerul pe care îl respirăm și noi, îl respiră și ei, îl respiră și președintele României, îl respiră toată lumea. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă ca această poluare să scadă. Pentru că dincolo de numărul de morți pe care i-ați menționat la începutul prezentării dumneavoastră, știm foarte bine că o poluare a aerului reduce calitatea vieții. Oamenii se îmbolnăvesc de boli cronice, în special în zona pulmonară, și vor necesita spitalizare, vor avea o calitate a vieții afectată. Iar pe de altă parte, poluarea aerului alături de ceilalți factori de toxicitate contribuie la reducerea cu până la 7 ani a speranței de viață. Da. Știm foarte bine că în România speranța de viață este mai mică cu 5 până la 7 ani comparativ cu vestul Europei. Și atunci ne punem întrebarea de ce să nu intervenim prin reducerea poluării, pentru că în acest fel o să avem o populație mai sănătoasă, o populație activă mai muncitoare care va putea să își desfășoare activitatea în mod normal și evident vom avea o speranță de viață mai mare. Domnule Trifu, știu că și dumneavoastră de-a lungul timpului ați făcut tot felul de cercetări, aveți date, aveți și o grămadă de încercări de a schimba situația. Dar acum, dacă e, așa cum spune Octavian Berceanu, sunt în regulă arderile de deșeuri, arderi de deșeuri care cauzează această poluare imensă, în special în București. Ce mai putem să mai facem? Da, vedeți, din păcate, în ultimile zile este o acțiune concertată împotriva mediului prin tot ce lansează Parlamentul României. Ați văzut atacurile asupra ONG-urilor, modul lor de interveni în instanță, pentru că intervențiile acestea în instanță, de fapt, asta fac, să îmbunătățească, să mențină o calitate a mediului mai bună pentru cetățeni, pentru sănătatea lor. Vor vedeți că și această modificare a ordonanței privind arderea deșeurilor, precum și un act normativ care deja a trecut și merge spre promulgare, în care ONG-urile sunt din ce în ce mai limitate în activitatea lor, sunt în contradictoriu cu ceea ce comunică Agenția de Mediu a Uniunii Europene. Deci într-o flagrantă contradicție, iar noi adoptăm măsuri mereu contrare. Ați văzut de-a lungul anilor în emisiunile dumneavoastră de câte ori am vorbit și lucrurile nu s-au schimbat. Mai mult decât atât, se raportează acest număr de 200, aproape 40.000 de decese. Dar vreau să vă spun ceva. Sunt țări ca România care nu raportează corect. Și în platou, fiind și domnul doctor, veți vedea că statul român la fiecare sfârșit de an întocmește mortalitatea, statistica privind mortalitatea și morbiditatea în spitale, din care se extrag matricial acest număr de decese. Vă dați seama că dacă noi raportăm prost, și acolo ajung, oricum noi raportăm mereu date care nu sunt cele reale. Ori de ce spun că este o acțiune concertată împotriva ONG-ului? Pentru că și-au făcut rețele paralele de măsurători și au început să-și creeze aceste rețele prin care putem să deducem mult mai bine ceea ce se întâmplă, cantitatea de emisii, numărul de decese, și acum vedeți că singura rezolvare pe care o găsește România de fiecare dată este să facă ceva contrar. În loc să ne consultăm, să trecem la masă, să ne vedem, măi, hai să vedem care sunt sursele, ce soluții avem. Uitați-vă, în ultimele 2-3 zile, energia eoliană dă 40% din energia necesară României. Și în continuare noi vrem să distrugem arii protejate, să tăiem păduri, să facem tot felul de alte lucruri de mini-hidrocentrale fără nicio importanță energetică, și toate acestea se reflectă în sănătatea populației, așa cum precizează Agenția de Mediu. Mai e un lucru, spunea domnul Trifu, de raportări poate măsluite, da, din partea autorităților sau de anumite încercări de a induce în eroare publicul. Dar cum poți să induci în eroare publicul dacă, cel puțin aici în București și nu numai, pentru că sunt și alte orașe, chiar am avea surpriza să vedem că la un moment dat Brașovul era cel mai poluat oraș din România, nu Bucureștiul, deși Brașovul are aer de munte, nu-i așa? Ei, dar în condițiile acestea tu încerci să-i prostești pe oameni, dar oamenii simt că aerul este îmbâxit, că mergi prin centrul Bucureștiului și nu poți să respiri. Copiii se îmbolnăvesc foarte ușor. Lucrurile astea cum să le ascunzi?
le ascunzi, pentru că, vedeți, Uniunea Europeană, deja suntem în stare de judecată și ne tot păsuiește. Țineți minte cât s-au lăudat autoritățile cu stațiile de măsurare noi care vor fi montate, nu știu câte, 20, 30, 70 de stații de măsurare a calității aerului. Pentru că asta reproșează Uniunea Europeană. Bă, nici măcar, scuzați-mă, voi nici măcar nu informați populația să știe și ea, domne, nu mai mă duc în zona aia că este foarte poluată. Deci nici măcar lucrul ăsta nu-l facem și ca atare este o dezinformare totală, este un atentat pur și simplu la sănătatea populației. Și ce vreau să mai spun, în marile orașe unde a, și dumneavoastră a spomenit de Brașov, într-adevăr, și din cauza reliefului și a traficului foarte înghesuit, orașul Brașov fiind destul de înghesuit, speranța de viață scade cu cel puțin 5 ani față de alte localități mai mici în care acest trafic nu produce dezastru respectiv. Deci, da, din cauza aceasta se întâmplă. Da, vă rog, domnule doctor. Sigur că primul pas este să recunoști că ai o problemă. Da. Noi nici măcar asta nu recunoaștem. Da, sunt un susținător al montării acestor centre de evaluare a calității aerului, acestor dispozitive, și ele trebuie să fie furnizate populației, nu autorităților. Deci ar trebui să existe un acces permanent la această rețea de monitorizare a calității aerului, astfel încât oamenii să știe cu exactitate ce se întâmplă, în primul rând pentru a se proteja, și în al doilea rând se creează, dacă vrei, o presiune asupra decidenților cu privire la măsurile ce trebuie luate. Dar pentru a putea dezvolta politici de reducere a poluării, trebuie să accepți că ai o problemă cu poluarea. Dacă în cifre lucrurile stau cosmetizate bine, e clar că nu vei putea finanța niciun fel de politică de reducere a poluării. În București și în marile orașe avem câteva probleme mari. Una sunt deșeurile și arderile acestea care sunt ilegale și care degajă o cantitate imensă de substanțe toxice în aerul atmosferic. A doua este legată de trafic. Un trafic, și ne amintim că acum câțiva ani de zile România era cimitirul autovehiculelor intens poluante. Și mai avem o problemă, să știți, și cu modul în care s-a construit. Da. Construcțiile care nu au ținut cont de circulația normală a aerului în orașul respectiv a perturbat, dacă vreți, acele rețele naturale de purificare a aerului, și blocuri foarte înalte pe bulevarde foarte aglomerate nu fac decât să țină captiv aerul acela extrem de poluat și acest aer să poată fi respirat de către populație. Exact. Deci va trebui să modificăm în mod clar, odată, legislația cu privire la reciclare. În al doilea rând, trebuie redus traficul, cel puțin în zonele centrale, în zonele acestea supraaglomerate, prin, evident, printr-o încurajare a traficului în comun, a transportului în comun, care trebuie să fie unul prietenos. Și să nu uităm faptul că atunci când se aprobă planurile urbanistice, ele trebuie să fie oarecum avizate și de cei de la meteorologie, care știu foarte bine cum circulă aerul în interiorul unei arii geografice. Ar trebui să fie chemați toți. Chemat un toxicolog, pentru că știe despre ce vorbește, da? Chemat un specialist în urbanism, chemat un om de la meteo. Dar în condițiile în care tu ai un interes din a da o aprobare de construcție pentru un bloc de 11 etaje, atunci toate aceste lucruri pică, pentru că e mai importantă ce câștigi tu, chiar dacă și tu respiri același aer, decât ce lași pentru copiii tăi, pentru că și despre asta este vorba. Mai e ceva, ne spuneați, domnule Trifu, de acele centre de măsurare a calității aerului. Da, ele pot să fie și ale statului, pot să fie impuse, dar în condițiile în care noi avem deja inițiative foarte bune din zona privată de acest gen, pentru că poți să cumperi astfel de aparate. Și să spunem că am ajunge la o situație în care aparatul livrat de stat îți arată niște valori normale, iar cel privat, care nu are niciun interes să ascundă adevărul, îți arată un aer poluat, niște cifre scrise cu roșu acolo. Evident că lucrurile nu au cum să funcționeze, evident că nu ai cum să prostești oamenii, pentru că ei au acces la toate aceste informații. Și de asta vă întreb, domnule Trifu, ce ar putea să schimbe lucrurile? O inițiativă cetățenească serioasă, așa cum s-a întâmplat în alte state, unde au organizat cetățenii de pe o stradă, de exemplu, un protest masiv pentru că zona lor era foarte poluată. Ar funcționa asta și la noi? Deocamdată
acest spirit, simț civic la noi este încă destul de redus și să știți că pe asta se axează și legiuitorul când emite astfel de acte normative care contravin total politicilor asumate față de Uniunea Europeană și față de cetățenii tăi, că asta este marea problemă. Tu ți-ai asumat niște obligații față de cetățenii tăi, inclusiv prin Constituție, și spui clar că statul garantează mediul de viață sănătos al populației. Ori tu tot ce faci, faci contrar legii. Spuneați de arderi și de toate celelalte, de colectare. Păi dacă am colectat separat, gândiți-vă și dumneavoastră cât de mult am diminuat poluarea. Ce e așa de greu să colectăm separat? Oamenii își doresc lucrul ăsta. Putem obține sume, așa cum am discutat în emisiune noastră, de 4 miliarde, cel puțin 4 miliarde de euro pe an din vânzarea deșeurilor reciclabile. Absolut. Dar v-aș mai întreba un lucru, domnule Trifu. Dacă e să facem, știu că e doar așa o primă părere, că nu putem să ne dăm, nu putem să facem un astfel de top, dar dacă ar fi să facem așa un fel de top pe baza observațiilor dumneavoastră, care ar fi cea mai gravă problemă în România în ceea ce privește poluarea? Ar fi arderile ilegale, ar fi construcțiile ilegale și acestea ridicate în diverse zone ale orașelor fără noimă, sau ar fi poate vina traficului? Care dintre cele trei, sau poate identificat și alte cauze pentru care avem un aer atât de poluat în România? Da, deci vedeți, nu putem să facem cine-i pe primul loc, dar vă spun care sunt factorii care afectează cel mai mult poluarea și implicit sănătatea populației. În primul rând, avem într-adevăr un trafic infernal în marile orașe ale țării. A doua problemă, am distrus foarte multe spații verzi. De exemplu, numai Bucureștiul a pierdut cel puțin jumătate din suprafața verde pe care o avea, prin tot felul de construcții și de aranjamente, și vedeți bine sute de dosare în instanță care încearcă să mai salveze ceva. Deci, avem acest trafic infernal, avem tăierile de pădure, avem distrugerile de spații verzi, avem lipsa colectării separate și normal că dacă nu colectezi separat, ce fac oamenii? Se duc și ard gunoaiele. Da. Deci sunt niște lucruri extrem de grave. După aceea, avem această lipsă a culoarelor unice de transport în marile orașe. Este inadmisibil ca marile orașe să nu aibă un culoar pentru transportul public. De asemenea, o lipsă a transportului CFR în condiții, hai să spunem, cât de cât normale și care generează emisii incalculabile pe șoselele țării și în blocajele din orașe, din periferia lor, și vedeți și noastră că nu este o oră să nu avem blocaj, de exemplu, în jurul capitalei. Deci cam aceștia sunt factorii majori și este clar că trebuie să ne îndreptăm spre a opri arderile de combustibil fosil, de a obține energie din aceste ardere ale combustibilor fosil, care generează într-adevăr amprente extrem de mari de carbon în atmosferă, și poate că lucrurile, trecând la această energie regenerabilă, lucrurile ar deveni din ce în ce mai bune pentru populație. Acestea sunt în principal problemele pe care trebuie să le rezolvăm și asupra cărora trebuie să ne îndreptăm. Dar pentru asta trebuie să existe viziune, ceea ce din păcate am văzut că nu avem din partea guvernanților. Domnule doctor, suntem pe cont propriu, ca și în alte situații, și în ceea ce privește spitalele, și în ceea ce privește infrastructura, și aici, la calitatea aerului, suntem pe cont propriu. Ce putem să facem noi, simpli cetățeni, să ne protejăm cât de cât în condițiile în care aerul e peste tot, dar poate în unele zone e mai rău? Nu putem fi pe cont propriu, pentru că pe cont propriu nu avem cum să reducem poluarea aerului. E nevoie de măsuri globale, e nevoie de măsuri naționale care să ducă la această reducere a poluării. Sigur, noi putem să facem ceva, dar vedeți, nu avem acces la date. Da. Putem să evităm zonele intens poluate, putem să nu facem jogging într-un parc unde nivelul de noxe este peste limită, pentru că vom respira mai multe noxe, având în vedere că frecvența respiratorie în timpul exercițiilor fizice este mai intensă, cantitatea cu care ne încărcăm este mai mare,
am putea să nu aerisim în anumite momente ale zilei, dar pentru asta trebuie să avem o rețea de monitorizare a calității aerului, aplicații pe telefoanele mobile care pot fi accesate de către populație. Deci ăsta este un prim pas pe care ar trebui să-l facem. Următorul pas este, știți că poluarea, în primul rând, trebuie să ne uităm, politicile de reducere a poluării sunt pe termen lung. Nu o să putem reduce poluarea de pe o săptămână pe alta, însă va trebui să începem de undeva. Primul pas este transportul în comun. Bucureștenii merg cu mașinile pentru că transportul în comun nu este prietenos, nu este facil. Până când autoritățile locale nu vor realiza o rețea de transport în comun suficient de atractivă, nu se va putea întâmpla absolut nimic. De asemenea, Bucureștiul, care este deja o zonă metropolitană, are nevoie de o centură verde în jurul lui. Ar trebui să plantăm în jurul Bucureștiului arbori care să permită această purificare a aerului. Și sigur, dacă mă întrebați individual ce să facem, în mod clar ar trebui să nu mergem cu mașina atunci când nu este necesar. Cred că am putea, în mod evident, să sunt momente din săptămână, sunt momente din zi când am putea să mergem și pe jos. De asemenea, cred că mai este un element important. Să știți că această colectare selectivă, nicio țară nu a făcut-o de bună voie. Fiecare țară a avut anumite măsuri, unele fie punitive sau de recompensă. Am putea să punem anumite taxe pe ambalaje și în acest fel oamenii să le readucă către centrele de colectare și să primească suma de bani înapoi. E nevoie de o perioadă de câțiva ani de zile ca să intre oarecum în obișnuința fiecăruia dintre noi. Deci cred că va trebui să facem aceste lucruri pentru că altfel nu doar populația actuală va fi afectată. Știm foarte clar că cei care se dezvoltă, copiii care se dezvoltă într-un mediu poluat, au deficiențe în dezvoltarea normală, au tulburări ale dezvoltării neurocognitive. Chiar sunt studii care spun că IQ-ul, adică inteligența copiilor, este mai mică dacă ei se dezvoltă într-un aer intens poluat. Da, șocant, șocant, dar iată, poate cineva aude, cineva ia o măsură. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că ați fost alături de noi. Noi urmărim în continuare ce se întâmplă în acest domeniu și cu siguranță vom readuce subiectul în discuție, pentru că nu e niciodată epuizabil în România. Revenim după publicitate, vorbim despre ce se întâmplă după pandemie. Reapar filmele, inclusiv filmele românești. Despre asta discutăm în câteva momente. După 2 ani grei și pentru cinematografie, avem în sfârșit filme noi. Chiar pe 1 decembrie se lansează filmul Gata Oricând, Eroii de la Podul Jiului. Nu întâmplător a fost aleasă această dată, dar cred că poate să ne spună mai multe despre această alegere. Chiar Silviu Tripăduș este co-scenarist și co-regizor al filmului. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! 1 decembrie, de ce? Care a fost alegerea? Care au fost motivele alegerii pentru început? Este cea mai importantă zi a României astăzi și cei care au luptat, subiectul are mare legătură, pentru că cei care au luptat ca pe 1 decembrie 1918 să ajungă România Mare sau România Dodoloață, așa cum se spunea atunci. Asta a fost alegerea. Pe 1 decembrie așadar mergem în cinematografe și la ce ne așteptăm? E un film plasat foarte bine în timp. Asta trebuie să spunem. Deja și-a dat seama toată lumea din imaginile pe care le putem urmări și noi, fotografii și trailerul filmului. E un film care se petrece în primul război mondial, nu? Da. N-am înțeles, nu s-a auzit foarte bine. Se aude? Suntem foarte bine conectați. Vă ascultăm. O întrebare, n-am auzit-o eu, a fost zgomot aici. Așa, ce putem să spunem despre acțiune? Mergem în cinematografe începând cu data de 1 decembrie. La ce ne așteptăm? Vedem deja din imagini că este foarte bine plasat în timp. Imaginile sunt foarte... ne dau un indiciu foarte clar. Puteți să ne spuneți mai multe despre poveste? Ați spus bine... Toți cei care au văzut aseară filmul, a fost o avantpremieră la București, au spus așa, nu mă așteptam, așteptările erau mici. Au văzut sără trailerul și ziceau, da, pare ceva interesant, dar au venit cu așteptări mici. Iar când au ieșit, multe persoane cu lacrimi în ochi, iar altele extrem de uimite.
Inițial m-am speriat, domnule, de ce plângi? E clar, mi-am dat seama mai târziu că motivul era subiectul filmului care a atins niște corzi acolo. Noi mă ocup și de muzică și atunci trebuie să vorbesc în acești termeni. E greu să vă spun pentru că nu vreau să umflu prea tare, cum se spune. Este efectul, a fost neașteptat. Oamenii au venit extrem de surprinși de o poveste care nu a fost spusă și trebuia spusă de mult, de o producție așa cum se făcea pe vremuri, cu costume, cu machiaj, cu scenografie la superlativ, cu profesioniști care au lucrat o lună și ceva în 2019 când s-a filmat la Târgu Jiu ca lucrurile să arate exact cum au fost atunci, cu oficialități implicate. Astăzi plecăm la Târgu Jiu să le arătăm ceea ce așteaptă din 2019. Facem o avantpremieră acolo pentru toți cei, că să avem mulți actori care sunt de acolo. Eroii principali sunt de acolo. Sunt doi, trei tineri care n-au avut legătură și nici acum n-au legătură cu actoria. Au devenit brusc eroii noștri și vedetele noastre de aseară și să sperăm că ale unei țări întregi. Și noi suntem uimiți de ce s-a întâmplat aseară. Nu vreau să vă spun mai mult decât povestea care o știți din trailer și din ce am anunțat. Ce putem, unde putem să-l vedem? E o întrebare importantă pentru că e această împărțire a cinematografelor inegală în România, în orașele mai mici e mai greu. Și multe dintre cinematografele de stat au dispărut, dacă nu mă înșel chiar toate, câteva poate mai ai rămas. Unde poate fi văzut atunci? Da, ți-a atins o coardă sensibilă a cinematografiei românești. Filmele românești, pe de o parte, cele care sunt muncite, ca să zic așa, și cu efort în spate și cu dăruire, se lovesc de această problemă pentru că nu prea au unde să apară. Ori noi am reușit, soția care este producătoare a reușit, să facă ca acest film să fie în 50 de cinematografe în toată țara, nu neapărat și în cele mici, sunt câteva și în orașe mai mici. Lista o găsiți pe pagina noastră oficială de pe Facebook, de unde există un link către toată lista cu cinematografele din România. Sunt peste 50 de cinematografe în acest moment, mai lucrăm și pentru orașele mai mici, există cerere, chiar am fost certați în ghilimele pe Facebook că n-am fost, pe exemplu, la Turnul Severin sau în orașe mai mici. Am vrut, aceasta este situația, ne dorim să fim peste tot, nu e un lucru simplu, exact din acest motiv pe care l-a spus. România nu mai are cinematografe proprii de stat, cum era înainte. Deci pagina de Facebook este pagina filmului Gata Oricând, da? Așa vă găsește lumea. Exact. Sau direct în Google, Gata Oricând, tot acolo ajunge. Bun. Și v-aș întreba, tocmai pentru că a fost o perioadă foarte complicată pentru toată lumea, în toată lumea, în cinematografie, cum a fost pentru dumneavoastră perioada pandemiei? Pentru că, nu știu, v-a prins o parte din filmare și în pandemie sau ați reușit să terminați în 2019? Am terminat filmările atunci când ne-am propus. Asta a fost prima mare cerință, să nu depășim programul de filmare, pentru că asta înseamnă că rămâneam fără bani. Nu se putea filma mai mult. Am avut și mare noroc că am filmat cele 30 ceva de zile, am avut foarte mult exterior, ori în acele 30 de zile n-a plouat deloc. Dacă ar fi plouat, probabil că eram în pană. Deci filmările ne-au prins, le-am finalizat în 2019 la Târgu Jiu și pandemia ne-a prins în postproducție și în acest caz am avut timp să facem și coloana sonoră foarte bine, să facem colorizarea foarte bine, deci toate detaliile am pus la punct. Din punctul ăsta de vedere, n-avem nicio scuză dacă ceva nu arată din acest punct de vedere bine. Am fi vrut să-l lansăm în schimb imediat, deci în 2020 sau chiar 2021. Asta a fost, de fapt, marea tragedie, că a trebuit să așteptăm până astăzi, când filmul era gata la aproape un an după filmare. Așa cum s-a întâmplat probabil cu foarte multe filme care nu au putut să fie lansate, pentru că nu puteam să mergem fizic în cinematografe.
Așa că, iată, acum ne întoarcem în cinematograf, în sălile de cinematograf. Puteți aflați unde va rula acest film. Am văzut și pagina de Facebook. Gata oricând, film istoric de excepție. Vă urmărim, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, domnule Tripăduș. Revenim în câteva clipe, vorbim și despre vreme pe scurt. Rămâneți cu noi! Iarna își face simțită prezența pe teritoriul României din cauza valului de aer polar care va străbate țara. În zilele următoare, temperaturile vor scădea, astfel că maximele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Până atunci, în weekend, ne bucurăm de temperaturi ceva mai ridicate decât normalul perioadei. Și cu aceste informații punem punct emisiunii. Urmează Check Media cu Răzvan Munteanu. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV.